Valentin mă numesc, sunt de la compania Livrare Flori și astăzi am venit în satul Scorțeni din raionul Telenești pentru a face o dublă surpriză pentru Maftei Ionuț și Maftei Marica. Ne pornim să-i surprinde printr-un gest frumos. Surpriză. Bănești. Atașat la surpriză, avem un mic mesaj de felicitare, care o să-i dau citire, dacă îmi permiți. Din departare, vin cu o felicitare. Să-ți doresc multă sănătate, fericire, să te însoțească la fiecare pas. Norocul să te aștepte la fiecare colț. Îți doresc tot binele din lume. Și, chiar dacă sunt departe, eu sunt mereu cu gândul la tine. Tu ești sprijinul și ajutorul meu. Voi lupta din răsputeri să vă fac vouă, copiii mei, viață frumoasă. Voi sunteți răsuflarea mea și lumina ochilor mei. Te iubesc enorm, la mulți, mulți ani, mama. Ai o ocazie de a transmite și un mesaj de mulțumire prin intermediul nostru, către băieți. Mamă, îți mulțumesc pentru tot ce ai, care ai adus pentru că apoi ziua mea. Aștept mai repede să vii vara, să vii înapoi acasă. Te iubesc, eu. Toate produsele pentru a doua surpriză, ce este pentru Marica. Și ne pornim încet și ușor să o surprindem și pe ea în timpul orei deja. Bună ziua, dragile! Bună ziua, profesoară! Bună ziua! Și avem nevoie de o persoană din partea din clasă, Maftei Marica. Față, da. Bună ziua, Marica, Constantin mă numesc, sunt de la compania Livrare Flori și am chelat noastră cu un gest frumos, formă dintr-un așa pichetel din trandafir roșii. Mulțumesc. Precum și un mic prieten de pluș, în formă din iepuraș, așa. Și o tortă cu ciocolată pentru a îndulci colegii în timpul pauzei. Bănuiești din partea cui ar veni surpriza? Din partea mamei. Ești sigură? Atașat la surpriză, totuși noi mai avem și un mic mesaj de felicitare. Eu o să-i dau citire, dacă îmi permiți. Da. Cu această ocazie frumoasă, eu îți doresc ca toată viața ta să o trăiești cu multă bucurie, să ai parte de cele mai frumoase momente ale vieții, să învingi orice obstacole, să te bucuri de orice faptă bună. Mi-ar plăcea să știi cât de fericită sunt de fiecare dată când mă gândesc la tine. Aș vrea să-ți fiu alături, să te pot îmbrățișa, să mă uit în ochii tăi, albaștri și senini, iubirea mea. Te iubesc la nesfârșit, la mulți, mulți ani, cu mult drag, mama. Aș dori să vă anunț și acest mesaj
și aveți o ocazie de a transmite și un mesaj de mulțumire prin intermediul nostru către voi. Mamă, îți mulțumesc pentru tot și te aștept acasă. Te iubesc enorm. Ce pot să spun, dragi prieteni? Astăzi a fost o zi destul de specială. Am avut o dublă surpriză și a avut succes. Misiunea companiei a fost îndeplinită, i-am surprins și pe Ionuț și pe Marica și am adus doar emoții pozitive. Cele bune, pe curând! La revedere! livrareflori.md. Gestul contează.